Complementul. Se dau propozițiile. Tu uzi florile. Mircea îl cunoaște pe el. Am plecat la Maria. El a împrumutat cartea primului. Îl cunosc de mic. Vom adresa întrebările. Ce? Pe cine? La cine? Unde? Cui? De când? Tu uzi florile. Ce uzi? Florile. Mircea îl cunoaște pe el. Pe cine cunoaște? Pe el. Am plecat la Maria. La cine am plecat? La Maria. El a împrumutat cartea primului. Ce a împrumutat? Cartea. Cui a împrumutat? Primului. Îl cunosc de mic. De când îl cunosc? De mic. Cuvintele subliniate îndeplinesc în propoziție funcția de complement. Complementul se notează cu litera C mare. Complementul este partea secundară de propoziție care răspunde la întrebările. Ce, pe cine, la cine, unde, cui, când, de când. Cui am adresat aceste întrebări? Tu uzi florile. Mircea îl cunoaște pe el. Pe cine cunoaște? Pe el. Am plecat la Maria. La cine am plecat? La Maria. El a împrumutat cartea primului. Ce a împrumutat? Cui a împrumutat? Primului. Îl cunosc de mic. De când cunosc? De mic. Aceste cuvinte, să vedem ce rol au ca parte de vorbire. Uzi este verb, cunoaște este verb, am plecat verb, am împrumutat verb, cunosc este verb. Deci complementul determină un verb, adică pentru aflarea complementului adresăm întrebarea unui verb. Să observăm complementele din propozițiile date. Florile, pe el, la Maria, cartea, primului și de mic. Ca parte de vorbire, florile este substantiv, pe el este pronume, Maria este substantiv, cartea substantiv, primului numeral, de mic este adjectiv. Complementul poate fi exprimat prin adjectiv, substantiv, numeral sau pronume. Să analizăm un complement. Florile este complement exprimat prin substantiv comun, genul feminin, numărul plural. Complementul se poate afla atât înainte cât și după verbul determinat. Un verb poate avea unul sau mai multe complemente. În cazul nostru, verbul a împrumutat are două complemente, cartea și primului. În concluzie, complementul este o parte secundară de propoziție. El răspunde la întrebările. Ce, pe cine, la cine, unde, de unde, când, de când, cui. Este exprimat prin substantiv, pronume, numeral sau adjectiv. Complementul determină
un verb